Ce frig, domne? Nu avea să că e frig. Ai luat chei, da? Bine că am întrebat după. Bună ziua, domne! Ce faceți? Haideți că am venit la acest vloguleț să vă spun, sau mai bine zis, o să-l las pe soțul meu să vă spună. Îl știți, nu? Doru Moraru, soțul meu aici, prezent. Să trăiți, bună ziua, bine ați venit la vlog. Am făcut boacăne ieri, da, știu. Ce, ieri ai făcut boacăne? Păi n-am făcut boacăne, ce duc eu astăzi înapoi? Asta, ia nu, uitați. Dar ce boacăne fac eu astăzi, le-ai spus? Ce boacăne faci, dragă, astăzi? Spune-le, dragă, nu, hai spune-le că tu. Nu pot, trebuie să spui domne, tu. Domne, soțul meu este influencer pentru mine, domne. Deci astăzi eu țin fasting toată ziua. Ați auzit bine, da, nu țin fasting toată ziua și mănânc diseară. Nu, de-aseară am mâncat la ora, cred că era 5 și ceva. Am mâncat și mai mănânc mâine seară la ora 5-6, cam așa. Când plănuim un noodle doodle. Iar astăzi sunt această ființă care ține fasting. Deci orice lucru voi face astăzi, dacă iese prost, am o scuză. Ai o scuză, nu? Da. Asta e ca aia, cu orice se întâmplă rău. E Brexit-ul, da, de vină, e nu? Brexit-ul, astăzi este fasting. Doamne, am și aplicații, deci mi-arată aici. Și-a luat Delia o aplicație, îi spune când e în fat burning, când e în chetoză. Acum am spune că trebuie să mănânc, vezi? Pentru că nu există aplicație care să țină fasting de 48 de ore. Din aia de autofagie. Cum vreau eu, adică. Da, nu există aplicație. Normal, domnule, chestiile astea complexe. Oamenii nebuni, developerii nebuni, care țin fasting 48 de ore, nu s-au apucat să construiască. Uite, asta este o aplicație bună. I have a business idea. Of course. Haideți că a venit și nenea să spele geamurile, să-l lăsăm să-și facă treaba aici. Hai, domnule. Cum s-ar numi aplicația de fasting de 48 de ore? Cum s-ar numi? Foamea. Asta aș spune. Aș face o aplicație ca să știi că eu am mâncat o zi, da, o zi nu, și eu acum remarc că asta de 48 de ore ar fi o zi, da, o zi nu, exact ce făceam eu. Este, știi cum se numește? Nu e deloc complicat. The Warrior Day Diet. Mă, naibii războinic. Plec la război. Alo, tovarășa, tu mai întâi trebuie să ții dieta, după aia te declar războinic. Până una alta mă declar am eu războinic. Practic câte ore am? Îmi spune că am 20 de ore. Nu mă simt în niciun fel, mă crezi? Am băut ceai negru. Hai că discutăm mai târziu, lasă acum. Hai, și într-adevăr pot să zic că dacă mi-ai dat ceva să mănânc, acum aș mânca. Dar nu pot să zic că mor de foame pentru că m-am setat psihologic. Și este super important să te setezi psihologic. N-am mai reușit să mai țin un fasting cap-coadă de la 6 dimineața la 6 seara, pentru că tot timpul am găsit câte o scuză. Hai că mănânc puțin, iar cât au fost șorgoții la noi, ne-am desfătat și ne-am... ce să vă spun? Rephrasing aici, ne-am destrăbărat ca niște porci. Da, și acum urmează și tot felul de evenimente prin Londra și tot felul de lucruri din astea pe care noi vrem să le facem. Mi-am cumpărat și rochițe și nu se mai poate, domne. Trebuie să facem un cleaning, trebuie să facem un fasting din ăsta. Auzi, ăsta e stomacul meu care gheorțe, nu știu dacă l-auziți. Cred că protestează sau ceva, dar cred că o să-l ignor, cum ignoră guvernul României protestele, așa o să, pe modelul ăsta. Și voi face efectiv acest fasting de 48 de ore. Doamne ajută, zic! Până una alta mergem să cumpărăm un plic, pentru că nu pot să-l returnez nici la poștă și nici la dulap acolo. Mi se pare foarte ciudat, de fiecare dată am un punct diferit de retur. Mi-ar fi plăcut să returnez de fiecare dată la dulap acolo de unde l-am ridicat, dar din păcate nu se poate. Și acum trebuie să merg până la poștă să iau un plic din ăla cu bule, apoi mergem să căutăm o locație Hermes. Ai idee unde e? Mă rog, punem ceva, un pick-up point din ăsta de Hermes. Punem aici, pe hartă, după care ne oprim la o cafeluță. Asta ca să vă spunem și planul. Și mai avem ceva? Parcă mergem și până la Morrisons? La Morrisons? Crezi că avem timp în pauza asta, că n-avem decât o oră? A, să lăsăm pantofii. Da, avem timp. Da? Bun, trebuie să lăsăm. Știți că umblăm cu pantofii în portbagaj, pentru că, de, avem saci și saci pe care trebuie să-i dăm, să-i donăm, cum ar veni, la, cum se numesc? Charity. La charity, domnule, la charity. Hai să rezolvăm cu treaba asta. Să le dăm un plic de aici. Uite unde ăsta. Nu, ăsta e un nebun, e cartonat. Ne trebuie un oarecare. Cred că ăsta e bun. N-am, domne, mărunt, n-am, nu înțelegi că n-am? Ce vrei? Cum să fie, mă, 1,25 un plic? Hai, domne, ce e de la cu bule, dar 1,25, domnule? Facem afacere cu plicul. Eu sunt pusă pe afacere. Vezi ce face, domne? Foamea. Ia, scoate afacerist. Pune aici, hai. Așa, vezi tu cum îl pui acolo. Domnule, situația este complicată. Eu vreau să-mi cer scuze pentru ce s-a întâmplat ieri, pentru că nu am ascultat-o pe Delia și pentru că nu am ascultat-o, ați văzut, am stricat sunetul. Acum, voi nu ne-ați certat și, culmea, în continuare v-ați și uitat la vlog, vă mulțumim din suflet, dar eu fac mea culpă, am cer scuze, știu că ți-am stricat vibe-ul, nu mai zic nimic, las-o așa. Crezi că sunetul e problema lor? Sunetul e problema. Faptul că vă uitați la noi, mi se pare o problemă, nu știu ce să zic despre voi, dar e ok. Da, problema mea în general e cu
cu sunetul, dar poți să-l și închid. Da, poți să-l și închizi. Ești sigur? Închide, dragă, cu încredere acolo. Da, mergem la Hermes. Da, ăsta este. Thank you very much. Gata, domnule, s-a rezolvat. Un pic de dificultate, trebuia să fie făcut un pic mai mare codul ăla, dar s-a rezolvat până la urmă. Pe ce ați dat, domnule, drumul la vânt aici, în halul ăsta? Ce aveți? Ei, domnule, călduri, călduri? Să-mi iau un nou pardesiu când m-am plecat de acasă. Am zis, stai să vezi, să-l port un pic. Am zis, domnule, hai să ies totul, să văd cât e de frig. Când ies afară 500 de grade, zici că iau 22 de grade. Ce naiba caut eu acasă pe 22 de grade? Domnule, că ar trebui să mergem la mare, să fim plecați, păi să ne plimbăm. Ce mai stăm? Hai. Ne cheamă portofelul la serviciu, deci e ok. Ne place cu bani! Poate vă întrebați de ce aducem noi hainele și încălțămintea aici. Pentru că dacă locurile astea sunt destinate pentru așa ceva, datoria noastră este să le aducem acolo unde trebuie, nu în loc unde ele sunt destinate. Acum, dacă vreunii se gândesc să facă altceva decât ar trebui să facă cu ele, domnule, asta nu mai e problema noastră, înțelegeți? Datoria noastră se oprește aici. Ce râzi, domnule, ce râzi? Ai umplut sacia și râzi de mine acum, nu? Oh, vai, cum te lupți cu containerul. Aoleo, n-ai cu cine, domnule, și stați că n-avem unul. Avem vreo doi. Și uite așa, din nou, cum ziceam, noi considerăm că ne-am făcut datoria. Sigur că ar putea spune că, domne, putea să le dai cuiva, sărman, dar eu știu ce să zic. Oare cutiile astea nu pentru acei sărmani au fost destinate? Din nou, am vrea să scăpăm de mentalitatea românească în care toți în jurul nostru sunt gata să ne fure. Nu știu cum să ne exploateze. Cine exact asta am descoperit noi, că nu prea se întâmplă pe aici. Cel puțin nu ne-am lovit noi de problema asta. Spuneam că preferăm să le aducem aici, că datoria noastră este să le aducem aici. Da, păi cu unde să le duc în altă parte? Că doar nu o să le arunc la gunoi pentru că sunt pantofi buni. Dar după, nu mai e datoria noastră, corect? Acum, într-adevăr, ce se întâmplă cu ele, eu iau de bună ceea ce mi se spune, că sunt folosite pentru charity. În țara asta, oricum, ideea de charity este foarte pregnantă și prețuită. Și n-am să pun la îndoială asta acum, zicea Doru. A fost până la Londra și înapoi, nu? Cu pantofii ăștia și da, când ne-am da, mai da. Plimbat cu șorgoții. Zicea Doru, cred că pantofii ăștia au mers mai mult în mașină decât au mers propriu-zis folosiți în picioare. Deci sper cine îi primește să se bucure de ei. La fel cum mă voi bucura eu, nu-i așa, în minutele următoare de o cafeluță. Ce cafeluțe ne luăm astăzi? Ce poftai? Eu mi-au un iced americano, dar vreau să mi-l fac un coconut milk. Da, vreau și eu, exact asta mă gândeam și eu. Venim la costa asta, deci nu e departe de noi, e relativ aproape. Și să vedem, avem loc aici? Dacă avem loc aici, aș vrea să luăm masa. Da, e loc. Aici, am găsit loc, acolo unde ochisem noi data trecută, că face Delia 5. Ia uitați ce frumos e locul ăsta aici. E cam aproape de barul, sau mai auzim o trâncăneală, o treabă, dar e foarte intim, așa, e... Mai deoparte, domnule, să-i spunem, mai deoparte. Aici, la masa aceasta, vă rog, doamna. Da. Oh, dar mi-ați luat și ceaie. Ce alte servicii vreți să mai provide pentru dumneavoastră, domnule? Oh, mai, auziți întrebare, ce alte servicii, domnule? Ia să vedem, domnule, ce ne-a luat aici? Ne-a luat două iced cappuccino și un ceai. Dar ce ceai e ăsta? Ia să vedem ce scrie aici. Berry infusion. Păi de asta avem și acasă, domnule. Păi aveam destul acasă. Dar de ce ți-a dat la de asta? Că mie data trecută mi-a dat la ceașcă, nu la pahar. Nu mai iau, au zis că ăștia care au fost ultima dată și au băut ceai, au mâncat și cănile. Eu sunt această cafe-njoaică, droga-njoaică, mi-e place să mă autodenumesc, dar am luat, uite, ție ți-am luat cu normal milk, care arată senzațional, și eu mi-am luat cu coconut milk, care sunt sigură că arată și gustează, nu-i așa, tastează. Cred că are un gust senzațional, pentru că mie îmi place laptele de cocos, iar oamenii ăștia aici au din astea frofăie, foarte bine lapte. Frofăitoare. Frofăitoare, foarte bune. Ia să vedem. Da. Nu știu, am văzut că au niște lapte care nu vine în cutii, vine niște sticle, așa, care arată foarte bine.
și am înțeles că am întrebat, au zahăr? Și a zis, nu, nu au zahăr. Tot ce e gust e din laptele propriu-zis de cocos. Știi acea vestă dublă care se parte peste parte? Oare? Da? E vorba de gri, Dove Grey? Dove Grey, da. Ăla. Da, noi trebuie să facem, un drum la York. Da, păi i-am spus așa, i-am spus să ne cheme când are și pantalonii, da, veniți. Și vesta. Da, dar am rezolvat. Că ne trebuie înainte de miercuri, săptămâna viitoare. Adică știe bănuiesc. Păi parcă da, parcă da, știa până unul. Vedem, că... Sperăm. Eu nu zic nu la un mers la York niciodată. Băi, eu trebuie să merg să-mi cumpăr joben. Gata, domnule, mergem și noi la cășile noastre. Probleme? Domnule, în curând cred că o să trebuiască să îmi pun Pampers la cât beau. De ce? Deci vă jur că am băut un de santric de ceai. Prima dată când se întâmplă asta, de obicei eu nu beau tot ceaiul și să mă îndop așa cu ceai. Și ăsta. Am plecat spre căsuță, domnule, că se termină pauza de masă. Am rezolvat cu târlicii. Ce ne mai trebuie? Nimic, să mergem acasă că am curb. Ia uite, să avem de muncă, domnule. Hai. În Anglia, de fiecare dată când e așa aparent în oraș, zici, mamă, ce glumie, cum spune, ce du. Cum e când se lasă căldura, e o papleașcă din aia de căldură, te toropește și alta nu, deși nu sunt decât 20, 21, 22 de grade. Cred că acum sunt vreo 23, totuși. Vreau așa vreme și săptămâna viitoare, toată. Este, acum ar fi să mergem noi la eveniment și să plouă. Poți să dau comandă? Nu, eu nu mă supăr nici cu una. Ne-am luat umbrelă, o avem aici, avem uitați-o. Avem și umbrelă, da. Ups. Am și, opa, strica mașina, te rog frumos. Ar fi bine să fie totuși o vreme, exact ca asta mi-ar plăcea să fie, să fie așa norat, să nu ne bată soarele în cap. Dar să fie 21-22 de grade. Comandă, vă rog. Doamne, doamne! Până la doamne, doamne, gata. Mergem acasă și noi ne vedem mâine la vlog. Pa! Pa!